Bine v-am găsit, dragii mei! Astăzi vom vorbi despre relația dintre mușchi, oase și articulații în realizarea mișcărilor. Am studiat sistemul muscular, astăzi vom vedea cum funcționează aceste două sisteme împreună pentru realizarea locomoției, adică a mișcării. Așadar, să ne reamintim, oasele reprezintă componenta pasivă a mișcării și reprezintă suport pentru componenta activă a mișcării, care sunt mușchii. Ansamblul de mușchi, oase și articulații este coordonat de sistemul nervos și face ca organismul nostru să poată să adopte diferite poziții sau să se deplaseze. Haideți să vedem ce sunt articulațiile. Sunt zonele în care vin în contact două sau mai multe oase. În funcție de gradul de mobilitate, articulațiile pot fi fixe, semimobile și mobile. Articulațiile fixe, așa cum ne dăm seama din denumire, nu permit mișcarea, sunt imobile. Exemplu de articulații fixe întâlnim la oasele craniului. Oasele acestea sunt fixe, nu se pot mișca. Articulațiile semimobile le întâlnim la coloana vertebrală, permit o mișcare limitată. Sunt articulațiile dintre vertebre. Articulațiile mobile permit schimbarea poziției oaselor în articulații. Și să vedem cum este formată o articulație mobilă. Este acoperită de o capsulă articulară. În interior, oasele sunt conectate prin ligamente care limitează mișcările exagerate. Pentru a ușura mișcarea în interiorul articulației sau a micșora frecarea în timpul mișcării, în articulație există un lichid, iar capetele oaselor sunt acoperite cu cartilaje. Pentru realizarea mișcărilor și menținerea poziției corpului, mușchii, oasele și articulațiile lucrează după sistemul pârghiilor. Așa cum voi probabil ați învățat la fizică, pârghia este o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct de sprijin. Pârghiile osoase sunt formate din două oase vecine aflate într-o articulație mobilă. Oasele au rolul de rezistență, le notăm cu R. Mușchii au rol de forță activă, notăm cu F. Iar articulațiile reprezintă punctul de sprijin în realizarea mișcării, îl notăm cu S. Pârghiile pot fi pârghii de ordinul 1. Exemplu, poziția dreaptă în coloana vertebrală, craniu. Este un exemplu de pârghie de ordin 1, în care S este punctul de sprijin, este reprezentat de articulația dintre coloana vertebrală și cutia craniană. F reprezintă mușchii cefei, forța activă, ei realizează mișcarea. Și R reprezintă greutatea oaselor craniului. Aceasta este o pârghie de ordinul 1. Pârghii de ordin 2 întâlnim la articulația dintre talpă și gambă, în care S, punctul de sprijin, este reprezentat de falangele piciorului, tălpii, F reprezintă forța activă, sunt mușchii gambei, iar R, punctul de rezistență, oasele gambei. Și pârghii de ordin 3 întâlnim la articulația brațului cu antebrațul, în care S, punctul de sprijin, este articulația cotului,
F, din nou, reprezentat de mușchii antebrațului, forța, și R, rezistența dată de oasele antebrațului. Haideți să urmărim un mic film pe care am să încerc să vi-l și traduc pentru că este în limba engleză, în care ne reamintim ce am învățat noi la sistemul muscular și vedem cum funcționează. Hello friends, welcome to new Happy Learning video. Today we're going to learn about the human musculoskeletal system. It's what lets us move around. The musculoskeletal system is made up of two systems, the muscular and skeletal systems. The muscular system is the active part of the musculoskeletal system. Muscles are between our bones and skin, and they are joined to our bones through tendons. They are elastic organs that can be lengthened or shortened, causing some body part movements. Astfel putem să ne mișcăm diferite părți ale corpului. Avem aproximativ 630 de mușchi. According to the movements that they make, we can differentiate voluntary and involuntary diferenția mușchi voluntari, se contractă voluntar, mușchi striați, în cazul nostru, mușchi netezi, pe care îi întâlnim la nivelul organelor interne sau mușchiul de tip cardiac. Aceștia se contractă involuntar. Sistemul osos, format din totalitatea oaselor și cartilajelor, gives us our shape. Scheletul ne oferă forma care ne diferențiază de alte viețuitoare și ne permit să mergem, să alergăm sau să sărim. Avem 206 oase în corp și fiecare are o anumită denumire. Cele mai importante, craniul, protejează creierul, coloana vertebrală care ne menține poziția, mandibula care ne permite să ne mișcăm gura, în momentul în care mestecăm, coastele care ne protejează inima și plămânii și cel mai lung os, femurul, la nivelul coapsei. Bones are joined with each other coasele by joints. Sunt prinse prin articulații și sunt împărțite în trei grupe în funcție de mobilitate. Imobile sau fixe la like nivelul craniului, that join our skull. Semi-mobile do have some mobility, au but not a lot, o anumită mobilitate, like dar nu mult, cum este la coloana vertebrală, și mobile, care au, se mișcă, o mobilitate. Ne întâlnim la cot sau genunchi. Now we've got to know a little more acum că am aflat despre sistemul nostru muscular și sistemul osos, vom face multe exerciții fizice pentru ca aparatul nostru locomotor să funcționeze cum trebuie și să ne menținem sănătoși. Așadar, la realizarea unei mișcări contribuie doi sau mai mulți mușchi care lucrează alternativ și antagonic, adică când un mușchi se contractă, celălalt se relaxează. Exemplu, la nivelul brațului avem bicepsul și tricepsul. Când contractăm bicepsul brachial, brațul se îndoaie, antebrațul se îndoaie. În acest moment, tricepsul este relaxat. Când întindem brațul, se contractă de fapt tricepsul și se relaxează bicepsul. Deci iată, bicepsul și tricepsul lucrează alternativ și antagonic în realizarea mișcării de îndoire a mâinii. Aceasta este schema lecției. Ce trebuie să rețineți voi din lecția de astăzi? Rețineți că oasele reprezintă componenta pasivă, mușchii reprezintă componenta activă a mișcării. Ansamblul de mușchi, oase, articulații este coordonat de sistemul nervos. Face ca organismul nostru să adopte diferite poziții sau să se deplaseze.
Articulațiile sunt zonele în care vin în contact două sau mai multe oase. În funcție de gradul de mobilitate, avem articulații fixe care nu permit mișcarea, exemplu oasele craniului, semimobile permit o mișcare limitată, articulațiile de la nivelul coloanei vertebrale, și mobile care permit schimbarea poziției oaselor în articulații. Alcătuirea unei articulații mobile. Ar fi bine să faceți și această schemă, acest desen în caiet, rețineți mult mai ușor. Articulația este acoperită de o capsulă articulară, în interior se găsește un lichid și capetele oaselor, pentru a micșora frecarea în timpul mișcării, sunt acoperite de un cartilaj. Și la realizarea unei mișcări contribuie doi sau mai mulți mușchi care lucrează antagonic și alternativ. Când unul se contractă, celălalt se relaxează. Rețineți mișcarea de întoire a brațului. Când se contractă bicepsul, se relaxează tricepsul, da? Și îndoim brațul. Când întindem brațul, atunci se contractă tricepsul și se relaxează bicepsul. Bun, aceasta a fost lecția de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă urez spor la învățat, mult succes și până data viitoare, numai bine vă doresc. La revedere!